Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire rugăciunea noastră, smeriților robilor Tăi preoți, și trimite harul preasfântului Tău Duh peste acest un de lemn și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia și a magazinului acestuia care s-a zidit pe el spre alungarea tuturor puterilor puternice și a puterilor diavolești. Că Tu ești Cel care binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele de sus locuiești spre cei smeriți privești, care ai binecuvântat casa lui Laban cu itra lui Iacov și casa lui Pentifari cu venirea lui Iosif, cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea în ea chivotului legii, și în zilele venirii Tale întru Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire casei lui Zacheu. Însus, Doamne, binecuvintează și magazinul acesta. Și cu frica Ta întărește pe toți cei ce vor lucra aici și păzește nevătămați de toți cei potrivnici, trimițându-le binecuvântarea Ta din înălțimea locașului Tău și binecuvintează și mulțește toate bunătățile în casele celor care vor lucra aici în acest magazin.
Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează acest magazin prin ungerea cu un de lemn sfințit și prin stropirea cu aghiasmă. În numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează acest magazin prin ungerea cu un de lemn sfințit, prin stropirea cu aghiasmă, numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin. Și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează acest magazin prin ungerea cu un de lemn sfințit și prin stropirea cu aghiasmă, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Amin. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta ne rugăm, Ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Viața, pacea, sănătatea, scurul ajutorul robilor lui Dumnezeu, Sorin și Camelia, copiilor, Elena, Ana, Roxana, Lidia, Liliana, Gabriela, Florin, Sorin, Petronela, Robert, Mădălina, Robert, Loredana, Tatiana, Maria, Ionela, Costel, Lăcămioara și Cristi, cu toți cei dragi ai caselor lor, pentru sănătate, spor, ajutor în munca lor, împlinirea dorințelor, și pentru mântuirea lor să zice: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm ca să trimită binecuvântarea sa asupra magazinului acestuia și asupra ostenitorilor lui și pe Îngerul tău cel milostiv ca să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea sfintelor porunci a lui Hristos, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate și întru toate să-i îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți: Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți tremuritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, binecuvintează preacucernice Părinte. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, ostenitor ai acestui magazin și a tuturor celor prezenți la săvârșirea acestei sfinte slujbe, dă-le, Doamne, sănătate lungime de zile, sporire întru toate faptele bune și păzește întru mulți și binecuvântați ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți.
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulți și buni ani tuturor vă dorim din partea noastră și ca semn de recunoștință, de prețuire pentru acest moment de sărbătoare, l-aș numi eu pentru cei care ostenesc aici, pentru lucrătorii și pentru toți cei care conduc destinele acestui magazin, oferim din partea noastră o icoană cu Maica Domnului ca să vă ocrotească pe toți cu toți cei dragi pe dumneavoastră. Sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu și Maica Domnului. Să vă ocrotească. Dacă mai dorești. Da, am să spart eu viața, să zic așa, și pentru că avem invitați de seamă la asta deschiderea magazinului. Foarte scurt și am să rog colegii mei să spună câteva cuvinte și ceva la prefere creștină română. Bună ziua, bun găsit! Într-adevăr, este un moment important pentru dumneavoastră ca și locuitori ai orașului Dărmănești. Felicit profii, felicit de asemenea constructorul, pentru că totul a mers într-un ritm alert, pentru că acum vreo două luni am fost la dumneavoastră în oraș și aici încă se rugă de zor. Vă felicit pe toți și nu în ultimul rând pe dumneavoastră, domnule primar, pentru că ați avut deschidere cu profii, pentru că această lucrare sunt convinsă presupune niște avize, o documentație în spate și ca întotdeauna locurile de muncă sunt binevenite într-un oraș și de ce nu să urăm cu toții profii, poate în curând al doilea magazin în orașul Dărmănești. Doamne ajută! Mulțumesc, sunt un bun și vechi cunoscător al ceea ce se numește investiție privată. Pentru că în spațiu public și cu precădere pe mai toate posturile de televiziune vedem foarte bine că se mediatizează cu cadență demnă de toată invidia cu conotație negativă, adică accidente, violuri, nereușite. Deci se mediatizează negativul în proporție de 90%. Eu mă alătur bucuriei tuturor și eu personal încerc un sentiment de bucurie că, iată, investițiile private, chiar dacă cele publice înregistrăm un regres, iată, investițiile private merg înainte. E greu de presupus că media în general, și fac un apel public la media în general, să aducă în fața publicului și o faptă bună. Iar când un investitor face un loc de muncă, două, nu mai vorbesc de 10, 12, 15 cât aveți aici, trebuie mediatizat cu vreo și de sat. De ce? Numai în felul ăsta vom arăta tinerii generații și că trebuie să urmeze această cale, că trebuie neapărat și ei la rândul lor să devină investitori, nu numai neapărat să se bucure și să joace pe calculator și să capete curajul investiției. Investițiile private cu pregădere, dar și cele publice, dar cu atât mai mult investiția privată, ea trebuie felicitată, ea trebuie chiar felicit și soborul de preoți. A dat binecuvântare unei investiții. Nu-i puțin lucru să ai curajul să faci locuri de muncă într-o lume în care, din nefericire, asistăm deocamdată neputincioși la defrișarea spațiului de piață al capitalului românesc și de fiecare dată mai apare și mai pun fiecare câte un picior din capitalul străin. Trebuie și noi neapărat, românii, să avem curajul investițiilor, pentru că legislația avem, cadrul instituțional de aplicare lui la nivel teritorial avem, un pic de curaj și un pic de sprijin din partea mediei, încă o dată, un sprijin din partea mediei pentru orice loc de muncă pe care un cetățean român, un capitalist român, îndrăznește să-l facă. Felicit constructor pentru calitatea lucrărilor executate și să vă meargă din bine, domnule. Foarte bine, domnule director, cu profit și cu
și cu mărirea numărului de locuri de muncă. Cu mare lucru faceți pentru comunitatea. Domnule primar, vă felicit că ați reușit să... Mulțumesc! Vicepreședinte al Consiliului Județean, vă rog un cuvânt. Ar fi foarte scurt. La cât mai multe locuri de muncă, bine plătite, în termen cât mai lung. Succes, felicitări pentru ceea ce ați făcut. Un cuvânt, poate, de acolo, de la nivel de guvern, lucrurile se văd altfel. Ce se vede de aici? Se văd niște oameni foarte frumoși, care abia așteaptă să intre în pâine și noi îi ținem pe loc. Domnule director, doamnelor, domnilor, dragi prieteni, preacucernici părinți, orice pas înainte nu e un pas, nu înseamnă că nu stăm pe loc și nu ne ducem înapoi. Asta înseamnă să progresăm. Ceea ce a spus domnul deputat aici este un lucru absolut normal, este firesc să vedem cum un oraș se dezvoltă. Am mai vorbit despre ceea ce înseamnă un bun gospodar, nu numai aici, peste tot pe unde mă duc, acolo unde se vede. Și acolo unde se vede, nu trebuie să umbli cu lumânarea în plină zi, să găsești și omul și ceea ce se vede. Aia se vede. Tocmai de aceea eu aștept și în timpul care va veni să putem sfinci și noul loc al centrului cultural sau al a ceea ce va trebui să devină aici spațiu de întâlnire a comunității din Dermănești, Casa de Cultură. Mi-aduc aminte cu multă emoție, jucam aici pe scena de la Casa de Cultură aproape în fiecare lună, dacă nu la două săptămâni. Oamenii erau avizi de toată această posibilitatea lor de a se regăsi într-o aceeași sală. Aici este un alt tip de sală, dar e tot un tip de comunicare. Și aici. Aici oamenii nu vin singuri cu produsele. Aici oamenii vin cu toate problemele lor încărcați, discută, chiar dacă la casă în trecere, și atunci asigur că și asta este o verigă foarte importantă pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități. De aceea sunt importante pentru mine aceste investiții. Investițiile astea înseamnă oameni, nu clădiri, nu ziduri. Investițiile astea înseamnă oameni, domnule primar. Atât timp cât veți investi în oameni, veți duce mai departe flacăra vie a ceea ce înseamnă omenie și a ceea ce înseamnă partea pe care noastră vă așezați ca întâi stătător, prim gospodar al unui oraș, al unui ținut, pentru toți ceilalți. Dumneavoastră este cel care duceți semnalul ăsta mai departe. Sigur că împreună cu toți cei care, așa cum ne aflăm aici, domnul director și cu toți lucrătorii care sunt aici, cred că sunt în zonă angajați. Așa îmi vine să cred. Asta este un lucru foarte important. Este foarte important că toate lucrurile astea se întâmplă. Iată, se întâmplă și nu spun vorbe mari acum. Cu asta închei. Se întâmplă chiar acum când noi suntem pe acest drum pe care noi, românii, ne dumirim, începem să înțelegem ce-i cu noi, ce e cu cei care sunt dinainte cu noi și cu cei care vin după noi, pe acest drum al desăvârșirii și al formării statului național unitar român. O să avem posibilitatea să ne întâlnim în lunile viitoare, în anul care vine, nu la focuri de artificii și la baluri, ci cu sufletul deschis pentru tot ceea ce înseamnă partea noastră de tradiție, partea noastră de concret pe care noastră o aduceți în acest spațiu și prin asta legătura dintre oameni, dintre trecut, prezent și viitor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Vreau să fiu scurt. Vreau să vă spun că această idee a pornit cu două luni și ceva în urmă, da? Cu trei luni. O discuție la mine în birou, împreună cu Sorin Apostol, care este și proprietarul acestui teren, da? Și a construcției. Da. Cu Radu, care a venit timid la mine în birou managerul și mi-a spus că... Managerul de proiect da? Care a venit timid la mine în birou împreună și mi-a spus că ar fi interesat să dezvolte o investiție, dar era așa un aer de nesiguranță. Și cum eu sunt foarte pragmatic și trec direct la discuție, la subiect, am și stabilit termenul când să fie gata investiția. Cred că i-am luat un pic peste calculul domniilor lor. Am spus, da, noi avem 19 octombrie termen de inaugurare a monumentului, ar fi ideal dacă și dumneavoastră v-ați înscrie.
aici era o groapă mare atunci, Sorin, da? Și ne rugam cu toții la Dumnezeu să țină vremea, că dacă mai dădea și niște ploi Dumnezeu, cu siguranță nu reușeam să facem mare lucru, dar cu un efort comun, cu sprijinul investitorilor, iată că am reușit să creăm 25 de locuri de muncă. Sper eu un comerț civilizat, elegant, în așa fel încât cetățenii din Dărmână și nu numai să fie mulțumiți de calitatea serviciilor și a produselor pe care noastre le vindeți aici. Sigur că mi-aș dori mai mult și sper, a doua discuție pe care am avut-o noi, se tatonează terenul, s-ar putea, s-ar părea. Eu la fel sunt deschis și primul semnal pe care voi îl dați de a investi în continuare în comunitatea noastră, veți avea cu siguranță sprijinul meu. Succes, Doamne ajută și să meargă din timp. Aș vrea să spun și două cuvinte. Cu eforturi mari s-a făcut această construcție, într-adevăr cu sprijinul domnului primar. S-a muncit din greu. Dacă nu aveam sprijinul constructorului, al domnului, aici de față, domnul Radu, contactul, Midfluxul, nu în ultimul rând firma Milibuz, care, așa, arhitectul care s-a implicat domnul Lefter. Și cu toții am încercat, prin mine, să facem o echipă și mă bucur că am ajuns până aici. Atât am să fericit. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați onorat și ați venit în mijlocul nostru și cu mare drag vă așteptăm oricând la Dărmănești. Mulțumim. Domnule primar, în numele companiei Profi, noi vrem să vă mulțumim pentru sprijinul acordat și pentru onoarea de a deschide în această zi de o însemnătate deosebită pentru comunitatea dumneavoastră. Așa cum spuneați, cum spunea și domnul deputat, pe lângă locuri de muncă, noi încercăm să venim cu un comerț corect, civilizat, să oferim un spirit concurențial corect agenților economici din Dărmănești, un spirit concurențial din care doar clientul final va avea de câștigat prin prețuri mici la raft, prin produse de calitate deosebită. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați dat șansa să deschidem oficial în această zi și, Doamne ajută, sperăm să mai deschidem încă, nu știu, multe magazine și în comuna dumneavoastră, în orașul dumneavoastră și în alte orașe din zonă. Compania Profi se extinde. De asta și motoul nostru, mai ieftin, mai bun, mai aproape, încercăm să venim cât mai aproape de clienți. Mulțumim încă o dată și, Doamne ajută, sperăm ca lucrurile să meargă. Pamlica. 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 Da. Eu vreau să iau primul pamlica. Țineți de doamna Petec, eu țin de suport, da? Mult succes! Noi ne retragem, da? Succes, doamne! Un pahar de... În zăr bune! Un pahar! Dacă e un pahar, dați prima găsit cu ea! Și apa fizică!